Ștefan cel Mare este una dintre cele mai importante figuri istorice din România, cunoscut pentru abilitățile sale militare și pentru conducerea Moldovei într-o perioadă extrem de dificilă. Deși multe aspecte ale vieții sale sunt bine cunoscute, există și lucruri mai puțin cunoscute și detalii interesante despre domnia sa. A fost unul dintre cei mai longevivi domnitori din Europa medievală. Ștefan cel Mare a domnit timp de 47 de ani, din 1457 până în 1504, o perioadă excepțional de lungă pentru standardele medievale, când majoritatea domniilor durau doar câțiva ani, din cauza războaielor sau a intrigilor politice. Această longevitate i-a permis să consolideze puterea Moldovei și să devină un simbol al stabilității. A fost numit atlet al lui Hristos. După ce a reușit să apere Moldova de numeroase invazii otomane, Papa Sixtus al IV-lea l-a numit pe Ștefan atlet al lui Hristos pentru eforturile sale de a proteja creștinătatea de expansiunea Imperiului Otoman. Aceasta a fost o recunoaștere oficială a rolului său în lupta anti-otomană și în apărarea creștinătății. A câștigat cele mai multe bătălii ale sale. Deși a participat la aproximativ 36 de bătălii, Ștefan cel Mare a pierdut doar 2 sau 3 dintre acestea, o performanță remarcabilă pentru un conducător medieval. A fost un tactician militar abil, folosind terenul, vremea și resursele disponibile în favoarea sa, chiar și atunci când avea o armată mai mică decât inamicii săi. Cele mai importante victorii ale sale includ bătălia de la Podul Înalt din 1475 împotriva turcilor și bătălia de la Vaslui, considerată una dintre cele mai mari victorii creștine împotriva otomanilor. A construit 10 de biserici și mănăstiri. Unul dintre cele mai importante aspecte ale domniei lui Ștefan a fost activitatea sa de ctitor. El a construit sau restaurat peste 40 de biserici și mănăstiri, unele dintre ele devenind parte din patrimoniul mondial UNESCO. Se spune că Ștefan a construit câte o biserică sau mănăstire după fiecare victorie militară, mulțumindu-i astfel lui Dumnezeu pentru ajutorul primit. Cele mai cunoscute sunt mănăstirea Putna, unde este și înmormântat, și mănăstirea Voroneț, cunoscută pentru albastrul său unic și pentru frescele impresionante. A fost rănit de mai multe ori în lupte. Deși este cunoscut ca un mare conducător militar, Ștefan cel Mare a fost de asemenea și un războinic activ pe câmpul de luptă, ceea ce l-a expus la numeroase pericole. În timpul bătăliilor, el a fost rănit de mai multe ori, iar rănile sale din bătălia de la Chilia din 1465 au fost deosebit de grave, aproape mortale. Unele surse menționează că el purta un baston din argint în ultimii ani ai vieții din cauza rănilor suferite în război. A avut legături diplomatice complexe. Ștefan cel Mare a fost nu doar un conducător militar, ci și un abil diplomat. A avut relații diplomatice cu multe puteri ale vremii, inclusiv cu regatul Poloniei, regatul Ungariei și Papa de la Roma. De asemenea, a încercat să mențină relații echilibrate cu Imperiul Otoman, plătind tribut atunci când era necesar, dar și purtând războaie atunci când considera că Moldova era amenințată. A negociat deseori cu marile puteri europene
pentru a obține sprijin militar și politic în războiul său împotriva otomanilor. Relația cu Vlad Țepeș. Ștefan cel Mare a avut o relație complexă cu Vlad Țepeș, domnitorul țării românești. În tinerețe, Ștefan a fost sprijinit de Vlad în urcarea sa pe tronul Mordovei, iar cei doi au fost aliați în lupta împotriva otomanilor. Totuși, relația lor s-a deteriorat în timp, iar la un moment dat, Ștefan chiar a invadat țara românească, ajutându-l pe Radu cel Frumos, rivalului Vlad Țepeș, să preia tronul. A avut mai multe soții și copii. Ștefan cel Mare a avut 3 soții cunoscute: Evdochia de Kiev, Maria de Mangop, o prințesă din familia imperială bizantină, și Maria Voichița, fiica lui Radu cel Frumos, domnitorul țării românești. Din aceste căsătorii, el a avut mai mulți copii, iar cel mai cunoscut a fost Bogdan al III-lea, care i-a succedat la tron. De asemenea, Ștefan a avut mai mulți copii nelegitimi, dintre care unii au jucat roluri importante în istoria Moldovei. Reputația sa de om sfânt. Spre sfârșitul vieții sale, Ștefan cel Mare a fost considerat de către popor drept un conducător sfânt, datorită sprijinului acordat bisericii și victoriilor sale în apărarea creștinătății. Această reputație a fost consolidată în timp, iar în 1992, Biserica Ortodoxă Română l-a canonizat oficial, declarându-l Sfântul Ștefan cel Mare. Este venerat ca sfânt pentru viața sa exemplară, pentru activitatea sa de ctitor și pentru eforturile sale de a apăra creștinismul. Ultimii ani de viață și moartea. Ultimii ani ai vieții sale au fost marcați de suferință fizică. Din cauza rănilor de război și a unei boli cronice, se crede că ar fi fost vorba de gută, Ștefan a avut mari dificultăți fizice în anii finali. Cu toate acestea, și-a menținut puterea și autoritatea asupra Moldovei până la moartea sa în 1504. A fost înmormântat la mănăstirea Putna, locul pe care el însuși l-a ctitorit și unde astăzi este un loc de pelerinaj pentru mulți români. Tehnici avansate de apărare militară. Ștefan cel Mare a fost inovator în utilizarea fortificațiilor și a tacticilor de apărare. A ordonat construirea și întărirea mai multor cetăți importante din Moldova, inclusiv cetatea Sucevei și cetatea Neamțului. A folosit tactici de război, de gherilă, retrăgându-se în munți și păduri, pentru a hărțui armatele inamice și evitând bătăliile directe atunci când erau șanse mici de victorie. Ștefan cel Mare în legendă și folclor. Figura lui Ștefan cel Mare a devenit subiectul a numeroase legende și povestiri populare. Se spune că era un om drept, dar aspru, care pedepsea orice formă de trădare sau necinste. Una dintre cele mai cunoscute legende spune că, după fiecare înfrângere, Ștefan cel Mare se retrăgea la mănăstirea Putna pentru a se ruga și pentru a cere sfaturi duhovnicești. Este, de asemenea, protagonistul unor balade populare care povestesc despre vitejia sa și luptele împotriva turcilor, ungurilor și polonezilor. Aceste detalii mai puțin cunoscute oferă o imagine mai complexă și nuanțată asupra personalității și realizărilor lui Ștefan cel Mare, evidențiind rolul său crucial, nu doar ca lider militar, ci și ca diplomat, ctitor și simbol al identității naționale.